No. Tu ești? El e! Pavele! Pavele! Ia vină tu încoace, mă, Pavele, mă! Aduceți-mi un microfon, vă rog frumos! Pavel! Aplauze pentru Pavel Bartoș! Pavele, hey! De când vreau să te prinde la cotitură, ia! Yeah. Ți-ai găsit nașul în seara asta, naș, adică? Mie îmi spui? Pavele! Da! Știi ce vreau eu să zic acum? Ia să vedem, ce vrei? Vreau să te provoc. Auleu! La duel, da! Deci e clar, o să fiu ca social Loredana Vedetă. Sper să mă votați. Team Lori, da! Nu, chiar vreau să cânti în seara asta. Doamne ferește, eu n-am cântat niciodată la sala Palatului. Cum adică n-ai cântat niciodată? Nu, n-am cântat niciodată. A, la sala Palatului, dar da. Ai cântat. Nu, am recitat și cu Brenciu, am recitat și cu Smiley, am recitat. Bine, mai mult am îngânat. Lasă. Fii atent. Ia-o. Doar ascultă-mă puțin. Aoleu. Ca să te încălzești. Păiți? Ia să vedem. Am și o surpriză. Ha! Uitor, cu ochi albaștri, răvășitor, cu părul blond. Zici că-i James Bond. Mamă! Dar cine e? E sexy Pavel Bartoș. Ai, ai, ai! E sexy Pavel Bartoș. Dar cine e? E Loredana Pavel Bartoș! Wow! Clar, am cântat la sala Palatului! Wow, mulțumesc! Am dorit de mic, de când m-am născut, să fiu și eu măcar o dată Ion Caramitru. Iar Dumnezeu a zis, Pavele, o meriți. Astăzi, în această seară, voi fi pentru 7 secunde Ion Caramitru. Dacă eu zic, bună seara, iubito, ce zice orchestra? Ai! Ho! Bună seara, iubito, te aștept ca și când numai sala Palatului ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de iubiri. Bună seara, iubito. Iubite, wow. Bartoș. Wow. Bine că aude asta Smiley. Bună seara. Hai! Să știi, m-ai convins. În sfârșit. Decât să cânt sau să recit. Vocea României ar fi pe pământ, pe care anul acesta te oblig să o câștigi pe acest pământ, nu în gând. Bună seara, iubito! Pavel, îți promit, mai presus! Loredana, ediția 2017. Mulțumesc!